partea voastră. Mai mult, există voci care spun că Intel Competitive poate asigura supraviețuirea unor companii ajunse în criză profundă. Cum? Aflăm în minutele ce urmează de la domnul Gabriel Abendbroch, director partner relationship al companiei suedeze Comintel. Good morning. Dimineața. And welcome to și bun venit la Demare Channel. În primul rând, să explicăm pentru cei care ne urmăresc ce înseamnă informații competitive. Informații competitive înseamnă a construi o capacitate în companie de a înțelege mai bine mediul de afaceri. Nu este rar întâlnit ca acest lucru să fie înțeles ca fiind informații despre competitori. Dar, de fapt, ce înseamnă acest tip de informații înseamnă să acționezi, să fii mai competitiv pe o piață volatilă. Este mai mult decât a aduna informații despre concurenți. Poate o companie să folosească aceste informații pentru a construi, pentru a-și construi propriul avantaj competitiv. Aceasta este ideea. As I usually say, who pays your bills is much competitive. După cum am spus, de obicei, cei care plătesc facturile nu sunt concurenții, sunt clienții. Ei trebuie să fie cunoscuți foarte bine. În acest concept este o diferență între informațiile de afaceri și informațiile competitive sau este același lucru. Tehnic, oamenii se referă la informațiile de afaceri ca fiind cifre în special. Dacă mergem în industria software, aplicațiile de informații de afaceri sunt referitoare la procesare online, în timp ce informațiile competitive se referă la informații de tip text, informații structurate, mai puțin cifre cât texte. De ce ați ales România pentru a dezvolta acest sector? Dacă există un asemenea sector în România, există companii românești interesate în dezvoltarea unui departament de informații competitive. Am văzut un interes extraordinar în rândul companiilor românești și cred că este o tendință a pieței. Ce se întâmplă acum este că, din câte înțeleg, România trece printr-o nouă etapă a pieței, dată fiind apropierea de Uniunea Europeană și noile reglementări care sunt introduse, și vorbim despre noi piețe potențiale și de competitori potențiali. Companiile trebuie să înțeleagă cum să răspundă la oportunități și la amenințări. În care sectoare poate informația competitivă să funcționeze mai bine sau poate funcționa în orice sector? În orice sector. Nu este nicio diferență între sectoare. Fiecare sector își are propriile caracteristici ale pieței, doar toate companiile trebuie să înțeleagă piața, bineînțeles, doar dacă nu sunt monopoluri. Sunteți obișnuit cu mediul de afaceri românesc, România, din ce în ce mai mult, da. Și de aceea aș vrea să vă întreb dacă companiile românești sunt împinate să lucreze, să-și adapteze informațiile competitive. Se pare că interesul crește. Dacă este să comparăm, de exemplu, ce am văzut în România și în unele țări învecinate și în alte țări europene, alte țări europene au sunt pe piață de 10 de ani, știu foarte bine ce fac, cred că este un spirit antreprenorial condus de schimbările de pe piață. Există specialiști în România specializați în inteligența, în informațiile competitive. O companie românească care vrea să-și dezvolte un departament de informații competitive, unde poate să meargă? Există specialiști în România sau trebuie să meargă în străinătate pentru a căuta? Sunt două răspunsuri. Există o organizație neguvernamentală americană, numele este SKIP, sunt 8 membri SKIP în România. Local există o companie specializată în acest domeniu. Am lucrat cu această companie și deschidem un seminar mâine împreună cu această companie. Vreau să vă întreb dacă putem să, în acest moment, putem să vorbim despre o piață românească pentru servicii de consultanță din punct de vedere al informației competitive. Companiile tind să aibă nevoie de consultanță pentru a dezvolta
acest domeniu. Este organizație, se bazează pe... Este nevoie de un element esențial central, dar este nevoie și de a răspândi această capacitate în cadrul unei organizații. Nu este doar o chestiune centrală. Companiile, în mod obișnuit, invită consultanți pentru a le ajuta în acest proces de dezvoltare. După acest punct, după ce treaba merge, sfatul meu este că ar trebui să construiți o asemenea capacitate, pentru că propria viziune asupra pieței vă face competitiv și există companii pe piață care oferă ceea ce numim noi informație secundară. Și de asemenea, sfătuiesc companiile să cumpere acea informație secundară, pentru că companiile specializate fac acest lucru mult mai bine decât ar face acest lucru companiile interne. Este un furnizor de servicii care oferă informații și datele de care companiile au nevoie la un moment anume. Informații referitoare la competitori, la piețe, la reglementări, la clienți, și cred că cel mai bun mod este de a cumpăra informațiile. Dar participarea companiei este importantă. E mai mult decât un studiu de piață. Dacă este să vorbim de un echilibru între costuri și beneficii, costurile concrete și beneficiile concrete ale dezvoltării acestui sector. Vestea proastă este că costurile sunt foarte concrete, din ce beneficiile sunt mai greu de măsurat. De ce aveți nevoie este de un proiect și un proiect durează. Este o durată, un cost din punct de vedere al timpului, în primul rând, implementarea sa în organizație. În mod obișnuit este vorba de 6 luni până la 2 ani. După 2 ani se pot vedea beneficiile. Este nevoie, în cadrul acestui proiect de training, este nevoie să cumpărați resursele. Și, de asemenea, recomandăm să există instrumente specifice. Dacă este să subliniem un asemenea proiect, să conturăm un asemenea proiect, înseamnă că ar dura aproximativ 6 luni. Vorbim despre un proces de schimbare. Nu este vorba de un lucru pe care îl cumperi și îl pui în birou și care funcționează. Nu îți vei schimba... De multe ori spun că informațiile competitive sunt o formă avansată de management al informației. Dacă compania va vedea o creștere a vânzărilor sau o scădere în costuri, ambele. Ce căutăm în toate tipurile de informații este să îmbunătățim procesul de luare a deciziilor, preferabil și eventual să luăm decizii mai bune, mai repede. Mai repede decât competiția, astfel încât să alegem unde să mergem, unde să nu mergem, ce produse să lansăm, când să le lansăm. Și acest lucru ar duce la o creștere din punct de vedere financiar, într-adevăr. În procesul de oferire a informațiilor către clienți, vorbim despre angajați oficiali, pentru că există discuții despre foști specialiști în informații care oferă asemenea informații. Este o sursă de informații din ce mai importantă în companie sunt proprii angajați, echipele de vânzări care aduc informații la companie de pe teren, o echipă uitată de multe ori, într-o echipă de inginerie, sunt oamenii care vorbesc cu clienții și care le oferă training asupra sistemelor pe care le folosesc. Acești clienți oferă foarte mult feedback. Sistemul, poate clientul spune de ce acest aparat nu face ce face și la concurențe. Iată o informație utilă.
Thank you very much, Mr. Albert. Am vorbit așadar despre competitive intelligence, un domeniu foarte interesant, destul de slab dezvoltat la noi în România, dar care poate aduce beneficii importante companiilor. Mergem acum să vedem cum a evoluat companiile românești pe bursa de la București. Lidia Focșan are mai multe detalii. Bună dimineața, Lidia! Bună dimineața tuturor! Ieri au fost corecții pe bursa de...